Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Gyula. La slujba au participat credincioșii români din localitate, între care cadre didactice de la Școala Generală și Liceul Românesc din Gyula, precum și oficialității locale. Pericopa evanghelică a acestei duminici este foarte importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că ea ne arată, pe de o parte, puterea dumnezească, milostivirea și cunoașterea profundă pe care Mântuitorul Iisus Hristos o are despre toți oamenii, chiar și despre cei care aparent am crede că nu intră în sfera preocupărilor sale pentru că sunt din afara poporului ales. Iată că este vorba despre o femeie de alt neam și altă credință care vine la el să-i ceară ajutorul și care la început este ignorată de către el, dar prin stăruință, prin smerenie profundă și prin rugăciune, ea își îndeplinește așteptarea cea mai profundă care se referea la vindecarea fiicei sale. Și pentru părinți în general, dar pentru toți oamenii atunci când au pe cineva bolnav în familie, cât de mult nu contează ca să primească o tămăduire în chip minunat. Pe de altă parte, și pentru noi este un prilej de învățătură, și anume că, dincolo de tot ceea ce putem obține în lumea aceasta prin mijloacele ei moderne și prin știința la care a ajuns astăzi, mai rămâne întotdeauna încă o cale care nu este de ignorat, nu este de neluat în seamă, și anume această cale a credinței, care tămăduiește în chip minunat doar prin puterea lui Dumnezeu, printr-un simplu cuvânt, dar bineînțeles prin multă credință și rugăciune și smerenie din partea noastră. În orașul Gyula există două biserici românești, Catedrala Episcopală, Sfântul Ierarh Nicolae și Biserica din cartierul Gyula Mică, închinată Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.